Anul 2013 va aduce în România fenomene meteorologice extreme, inundații, dar și secetă. Aceasta este vestea proastă pe care au primit-o azi și reprezentanții administrației județene în cadrul videoconferinței. Informarea a fost făcută chiar de către directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Ion Sandu, care a prezentat prognoza meteo pe următoarele 6 luni. Din aceste estimări rezultă, în momentul de față, că anul 2013 va fi destul de asemănător cu anul 2012, adică până în luna mai inclusiv vor fi cantități de precipitații ușor peste norme, ceea ce înseamnă că, așa cum spunea doamna ministru, din cauza schimbărilor climatice, chiar dacă sunt apropiate de norme, dacă sunt cantitățile dintr-o lună, într-o zi, sunt egale cu cantitățile normale, dar putem să avem inundații, dar după aceea lucrurile par un pic mai dificile, pentru că din iunie și iulie cantitățile estimate sunt mult sub normele climatologice, ceea ce înseamnă că dacă se realizează aceste prognoze, dacă e să ne pronunțăm, producția de grâu poate să fie extraordinar de bună, dar producția de celelalte porumb și ce urmează, să avem din nou secetă foarte grea. Până atunci, directorul Ion Sandu a mai avertizat administrațiile locale că începând din această noapte până mâine după amiază, în zonele de munte în special, vor cădea precipitații abundente sub formă de ninsoare.